Astăzi este duminică și ne aflăm în orașul Ștefănești, mai exact la un nou club înființat, Asociația Columbofila Argeș. Avem în imagine pe domnul Dicu Gheorghe, președinte al acestei asociații. Domnul Dicu, dacă vreți să ne prezentați câte ceva sau cum... Aș începe cu ideea înființării acestei asociații columbofilă profesionistă, cu personalitate juridică, începând în toamna anului 2013, la inițiativa circa 15-20 de columbofili, care până în anul 2013 am fost membrii clubului Călinești, și la inițiativa lor am acceptat să înființăm aici unde ne aflăm această asociație. Am dorit și ne dorim să înființăm asociație cu personalitate juridică în ideea obținerii de fonduri și din sponsorizări, donații, din activități lucrative. În ideea de a ușura membrii columbofili cu cotizațiile, adică a scădea cotizațiile în vederea desfășurării acestei activități. Am ajuns la 40 de membri la ora actuală și înțeleg că mai sunt câțiva care vor să se înscrie până la depunerea documentelor la UCPR. În această idee de a desfășura o activitate cât mai competitivă, am achiziționat o mașină și o cușcă de porumbei de 80 de boxe, circa 4.000 de porumbei, cam 50 la primele etape, 50 pe cușcă, aproximativ 4.000 de porumbei. Deocamdată nu ne dorim să ieșim cu această mijloc de transport afară. Astăzi am avut o ședință în a stabili cât sau propuneri de trasee de zbor, mă refer la zborul din țară, și s-au stabilit trei variante pe care o să le propunem la ședința cu celelalte cluburi din județ. Aceste variante ar fi zbor peste munte, în ideea că fondurile și maratoanele se vor merge pe Polonia, deci ar fi pe varianta Sibiului, o altă variantă ar fi pe Moldova, primele 5 etape, și după aceea zona Dunavățului, tot în ideea de a merge pe Polonia, și a treia variantă numai pe Moldova, până la Ștefănești Manoleasă. Dacă vom zbura pe Ucraina, ceea ce se întrevede că ar fi exclus, atunci rămâne ce s-a stabilit în ședința de data trecută cu celelalte cluburi. Adică este un plan deja stabilit, viteză, demifond și fond pe Ucraina. Domnul Dicu, știu că aveți o crescătorie destul de frumoasă și porumbei aduși de afară. Ce pretenții aveți anul acesta? De vector la crescătorie aș putea să o descriu în felul următor. Crescătoria cu porumbei de zbor are 8 compartimente, 21 de metri pe 3,60 metri, unde am cam 200-220 de porumbei de zbor. Și am două voliere, cotețe cu voliera respectivă pentru producători. Referitor la ce îmi doresc anul ăsta, anul trecut am avut ceva rezultate, contrar așteptărilor mele și fără experiență, n-am precizat, adică n-am avut posibilitatea, dar sunt membru columbofil la Clubul Călinești, am fost până în anul 2013 inclusiv, din anul 2010 inclusiv. Mica mea experiență sau neexperiență, mai bine zis, în primii ani zero rezultate. Dar în anul 2013, după
cum să vă spun, multă documentare, dacă pot să spun așa, citit internet, literatură, specialitate, reviste și tot ce și în discuții cu foarte mulți membri columbofili, chiar și cu membrii columbofili cu statute și cu standarde ridicate, gen Crăciunescu, de la Mizil, Marius Andrei, Titi Purcariu, și mulți alții, dar și din zona noastră a Ștefăneștiului sau a Argeșului în general, am cules de la fiecare câte ceva și am aplicat cam tot ce am văzut și eu prin aceste hărțoage, sau cum să le numim, documentare. Și din gura membrilor columbofil și anul trecut am avut ceva rezultate și anume am avut locul 5 fond național, locul 20 fond național și locul 10 și 11 AS fond în expoziție, nu știu, nu mai știu exact pe național, asta a fost expoziția, dar cred că locurile 16 și 17 de genul ăsta. Într-adevăr, am achiziționat porumbei mai din toate zonele țării și m-am axat mai mult în ultimii ani, anul 2012-2013, mai mult pe fond și maraton. Și pe maraton am trecut la Donetsk, de exemplu, am avut un porumbel care n-a fost, ba da, a fost în expoziție locul 10 AS fond, sau nu, fratele lui de cuib, a venit a 16-a pe lansare de la Donetsk, lansarea de județul Arniș. Foarte frumos. Am avut iar un porumbel dintr-o pereche de la natural, un delbar și sticelbut. Acest porumbel, am mari speranțe la el, a avut într-o etapă de 882 de kilometri locul 7 cu toată lansarea. A fost în trecut de 3 porumbei de la Câmpul Lung și 3 de la Șerbăni, de la Costești, ceva de genul ăsta, sau Șerbăni, sau cum zice acum. Șerbăni. Speranțele, știți, când tot tindem mai spre bine și mai spre rezultate, că ideea, cum să vă spun, sportul ăsta, de fapt, marea parte spun și de mine, eu îmi plac porumbei, îmi place sportul, mai puțin rezultatele. Nu, eu cred că prima pleacă de la ambiția de a fi, ajunge în vârf. Așa că, sigur că îmi doresc mai mult față de ce am făcut anul trecut. În ideea asta mi-a și achiziționat porumbei și m-am convins că achiziția de porumbei se face numai dintr-un sens, adică din porumbei care au rezultate. Ori fi de acestuia, ori nepoți sau, dacă se poate, chiar direcți câștigători. Care sunt categoriile care vă plac mai mult? Dacă ați observat categoriile la care am avut și rezultate, fondul și maraton. Cu toate că anul trecut, și îmi pare rău de acel porumbel, dar am părinții, am la viteză, la Dunavăț, în 23.700, am avut locul 3 pe lansare. Cu o porumbiță din... Nu! Dintr-un cuplu de la Purcariu. Așa că anul ăsta cred că am să selectez ceva porumbești de viteză și de înfund. Da, mai puțin. Știm cu toții, da, din zona Argeșului că sunteți unul dintre cei mai puternici investitori de la noi, de aici, din Argeș. Și toată lumea știe de dumneavoastră că sunteți un om de afaceri foarte bine cotat. De unde e ideea de porumbei și de unde ați moștenit-o? Că poate lumea nu prea știe acest lucru. Ideea de porumbei, dacă, după cum am observat, mai toate declarațiile și interviurile columbofilor se trage tot din copilărie. V-aș spune că și eu am avut, când eram copil la părinții acasă, tata avea porumbei și nu puțin, avea circa 100 de porumbei. Dar în zona unde m-am născut eu, Radomirești de Olt, așa ca zonă, ca să o reperați mai bine, între Roșiorii de Vede și Caracal. Distanță egală, 27 km, 27, deci la jumătatea distanței dintre Roșiorii de Vede și Caracal. Dar știu că tata avea acolo și porumbei inelați, pripășiți, ceva de genul ăsta.
Mi-amintesc că, da, cu plăcere mi-amintesc că la un moment dat stăteam, veneam de la școală și zburam porumbei, pentru că tata mă găsea acasă și zice, băi, uitai pe toți, dacă tu nu pui mâna pe carte. Aveam numai note bune, de la, mă rog, de la 90 în sus, dar... Ardea și... Era o plăcere să-i vezi zburând, mă rog. Încet, încet, adică mai... Dar asta a fost în copilărie. După aceea, dacă am plecat și am venit în zona aceasta a Piteștiului, mi-a fost greu, neavând, în primul rând, o locație. Am stat la bloc foarte mulți ani. Da. După aceea a venit această privatizare, această trecere de la un regim la altul și în anul 1993 m-am privatizat, așa că acum avem 21 de ani de experiență în afacerea pe care o conduc. Această afacere nu mi-a dat posibilitatea să practic acest sport, nici preocuparea și timpul care l-am acordat acolo și nici spațiu n-am avut. Dar într-un final, în ultimii ani, ca să spun așa, în 5 ani, lucrurile s-au mai așezat acolo, avem o conducere și o organigramă foarte bine pusă la punct, așa că timpul meu, am putut să-mi aloc ceva timp de câtva timp de acești ani să văd cam despre ce e vorba cu acești porumbei. Și începutul l-am avut totuși neprevăzut, negândindu-mă la porumbei de curse, dar am achiziționat pentru mâncare, ca să spun așa, pentru familie, ceva porumbei de guțani. De-aia am luat de la stațiunea Albota. Mi-au prins cei de acolo și printre ei au fost ceva inelați. Dar nici atunci nu l-am luat în seamă. Prima idee a pornit de la actualul membru al Clubului Ștefănești, al asociației noastre, Marian Șerban, care în acea perioadă, în 2010, lucra, aveam o colaborare cu el de serviciu și m-a întrebat dacă a văzut porumbei ăștia guțani, de ce nu mă... I-a văzut și pe cei inelați, de ce nu mă apuc de sportul ăsta? Nu știam despre ce este vorba, bar n-aveam. Mi-a explicat ceva, după aceea am auzit câțiva porumbei de la el, de eram total afon. În primul rând că nu știam nimic despre tratarea lor, despre condiționarea lor. Nu știam ce e tricomonoză, coccidioză, salmoneloză, paramisoviroză, bar n-aveam de nicio boală, nu știam că se tratează. Ca orice colomofil la început. Am achiziționat porumbei, n-am știut că trebuie să-i tratez și m-am trezit, erau plini de tricomonoză. Și încet am găsit programele astea, Romvac, Farmavet, dar și cele de la Rovri, Versele Lag, așa mai departe, în primul rând de tratare. Și după aceea de hrănire, condiționare și așa mai departe. Mi-am dat seama că dacă nu citești, dacă nu mă documentez, nu o să am niciodată nicio șansă. Și am ajuns în faza în care suntem. Și o întrebare pentru ce ați putea să le spuneți tinerilor columbofili care se apucă din zona noastră, de unde să procure porumbei? Nu spun o noutate, am citit-o și eu această... Pentru că și acest lucru este... important. Această întrebare, după cum am observat, la fi mai majoritatea interviurilor este pusă. Sunt unul din cei care nu am fost inițiat de nimeni și ca drept dovadă că din 2010, de-abia în 2013, am avut ceva rezultate și mai ales și faptul că n-am ținut cont, dar de fapt nu am înțeles ce am citit, că am citit aceste chestiuni și anume că ca să faci performanță, foarte important, să pleci cu dreptul. Și ca să pleci cu dreptul, un mentor. Ca să pleci cu dreptul, trebuie să ai să înveți de la cineva, să-ți spună, nu spune nimeni că ce face, cum face sau ce trece, dar măcar ideile principale și să ții cont de ele. Gen, achiziția de porumbei. Achiziția de porumbei, eu acum am înțeles, nu trebuie decât porumbei verificați. Verificați și... Nu mai verificați cu linii care au dat performanțe din zona de unde concurezi, unde trăiești și unde îți desfășori activitatea asta. Aclimatizat. Dar și porumbei aduși din diverse locuri, localități sau țări,
care trebuie ca climatizați, încrucișați, da, cu cei de acasă, cu cei care ai rezultate și așa mai departe. Asta să fie una din reguli, din reguli și sfaturi, dacă m-ați întrebat, da, nu dau sfaturi, dar ar fi o chestiune de care trebuie să țină cont începătorii. După aceea, referitor la restul de activități care intervin aici sau de etape, foarte, foarte importante sunt toate etapele din primele zile ale începerii anului, după sfârșitul unui an de concurs, mă rog, cum se spune, că se termină la 31 octombrie, deci începând cu 1 noiembrie, porumbei, după părerea mea, trebuie tratați și reproducătorii și cei care au rămas în păteți, trebuie tratați, trebuie, cum să spun, având grijă de ei pe toată perioada anului. Se spune că de atunci începe al doilea sezon. După ce s-au terminat concursurile, trebuie să ai grijă și responsabilitatea și să ai grijă de ei ca să ai performanțe. Pentru sezonul viitor. Pentru sezonul viitor. Și da, să începe prima dată cu condiționarea lui și pregătirea lor pentru năpârlire. După aceea vine perioada de toamnă când se fac ceva tratamente de salmoneloză. După aceea vine pregătirea, în perioada asta, după ce s-au terminat concursurile, marea parte a porumbilor care a fost la concurs, după părerea mea, trebuie pregătiți odată. Să scoată ouă cel puțin dacă nu scot pui. După care vine perioada de iarnă și încep deja din decembrie pregătirile pentru pregătirea pentru programul, vaccinarea de paramixoviroză, pentru a face paramixoviroză în perioada. Un lucru foarte, foarte important. Sunt atâtea alte... Am văzut că unii oameni omit acest lucru. Deci înaintea paramixovirozei trebuie făcut toate celelalte. Bun acest vaccin, dar în concluzie este foarte bun vaccin. Cine crede că face performanță sau... Asta a fost acum 50 de ani, poate. Da. Pentru că vremurile s-au schimbat. Nu se vede cât este... aviară și... Climă și tot ce ne înconjoară se schimbă. Mai sunt și alte aspecte care nu țin neapărat de columbofil, mai sunt celelalte aspecte exterioare, gen ceilalți columbofili care nu tratează, care nu îngrijesc porumbei cu trebuie și atunci bolile se transmit. Deci pregătirea porumbeilor trebuie să dureze pe toată perioada anului. Domnul Dicu, noi vă mulțumim frumos și să aveți un an bun, da, cu cât mai multe rezultate de top în expoziția națională. Eu vă mulțumesc că mi-ați luat acest interviu și le doresc cu această ocazie membrilor columbofili ai asociației noastre și a celorlalți membri columbofili, la celelalte cluburi care sunt afiliați la UCPR, dar și la celelalte federații, FCPR-ul și FCR-ul, că toți facem parte din aceea. Păcat că nu suntem o singură federație pe țara asta, dar asta e altă chestiune. Le doresc succes la toți. Multă sănătate să aveți. Și eu vă mulțumesc și vouă la fel.